Împlinirea a 103 ani de la unirea Basarabiei cu România, eveniment istoric major care a precedat Marea Unire de la 1 decembrie 1918, a fost marcată sâmbătă 27 martie și în municipiul Buzău. Seria manifestărilor dedicate unirii Basarabiei cu România de la Buzău a fost organizată de Platforma Unionistă Acțiunea 2012 și de filiala Buzău a Alianței pentru Unirea Românilor. Inițiativa este una comună, este una comună noastră ca și unioniști, pentru că avem vechime în aceste acțiuni unioniste, vorbim de acțiunea 2012 de Platforma Unionistă 2012, de sub patronajul lor, ca să spun așa. Inițiativa a fost, așa cum probabil v-ați dat seama, în mare parte suntem membri de la Alianța pentru Unirea Românilor Buzău, noi, toți foști și actuali unioniști, deci acțiunile noastre în acest context au vechime. Manifestarea a debutat în Parcul Marghiloman din municipiu, în prezența a câtorva zeci de buzoieni de toate vârstele. Participanții au ascultat muzică patriotică, au recitat poezii și au scandat lozinci unioniste. Au avut loc și alocuțiuni care au evidențiat importanța actului istoric de la 27 martie 1918. Aflând că frate miști odată scăpai o lacrimă în priviri, ce a fost îndat și arestată și dusă în ocne la Sibiri, acolo înfrigura sa zare, din drobul multe al lacrimii, ort ostași scot și astăzi sare și nu mai dau de fundul ei. Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de Prut, vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă salut. Semnat Grigore Vieru, bineînțeles. Basarabia în România! Basarabia în România! Ne gândim la frații noștri de peste Prut și noi transmitem salutări fraților noștri, cei care simt românește, cei care s-au considerat români mereu, chiar în perioadele deportărilor, chiar după 90, chiar studenților și elevilor, cei din Transnistria care erau tăiați pe gât de elevilor când vorbeau în română. Către ei ne gândim și sperăm că o să ne reîntregim, că vor trăi într-o țară unde nu trăiesc în mizerie ca acum, salariile de la Chișinău și de la Bălți și din Moldova sunt minuscule, viața lor este grea, viața lor este mizeră, nici noi nu suntem foarte bogați, dar alta este viața aici și sperăm ca din puținul nostru să trăim și cu ei, să le fie mai bine, pentru că asta îți dorești pentru fratele tău, să-i fie mai bine. Basarabia e România! Frații noștri de la Chișinău, vă dorim cu noi, vă așteptăm, frații noștri de la Bălți, îi salut pe toți. În discursul său, istoricul Marius Constantinescu a evidențiat rolul determinant pe care buzoianul Alexandru Marghiloman, prim-ministru al țării în acea perioadă, l-a avut în înfăptuirea unirii Basarabiei cu România. Unia Basarabiei pe vecie cu România. Marghiloman a primit această declarație și a ținut un discurs de toată frumusețea. Veți avea ocazia și posibilitatea să citiți discursul acela, vă invit să o faceți. Spune, marchează tot trecutul ăsta de luptă și de glorie al neamului românesc ca să marcheze importanța momentului unirii Basarabiei cu România. Vine înapoi și aduce actul unirii, declarația aceea de unire, pe care au votat-o 86 de deputați, 36 au fost, s-au abținut și 3 au fost împotrivă. Vă dați seama, mai mult de două treimi din cei de care au participat la sfatul țării au susținut unirea cu România. Evenimentul a continuat la cimitirul eroilor neamului din Buzău. În debut a avut loc un ceremonial religios pentru cinstirea militarilor români care s-au jertfit pentru reîntregirea neamului. Apoi, participanții au depus o coroană de flori în memoria celor care și-au dat viața pentru înfăptuirea României mari. Odihnește, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, că însuțești iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu care te-ai bucurat la iar și ai dezlegat durele celor ferecați. Înșiși și sufletele adormiților, robilor tăi, odihnește-ne. Și acum și pururea și vecii vecilor, amin.
La evenimentul de la Cimitirul Eroilor din Buzău a fost prezent și George Simion, copreședintele AUR. El crede că unirea României cu Basarabia ar fi posibilă într-un viitor nu foarte îndepărtat, însă cheia este la politicienii de pe ambele maluri ale Prutului. Cu siguranță acest lucru se poate realiza prin voința populației de pe ambele maluri ale Prutului, printr-un vot al celor două parlamente de la București și la Chișinău. Vom lupta până la ultima picătură de energie ca acest deziderat al națiunii române să se împlinească, să fim iarăși de la Nistru până la Tisa, așa cum ne-a spus Mihai Eminescu. Tot sâmbătă, deputatul AUR de Buzău, Nicolae Roman, alături de numeroși alți parlamentari ai partidului, a fost prezent în mai multe raioane din Republica Moldova și a participat la manifestări de comemorare a unirii Basarabiei cu patria mamă. Noi, AUR, suntem soluția. De aceea recomand tuturor patrioților români să fie alături de noi pentru a reîntregi și a reclădi această țară care ne este dragă tuturor și care se cheamă România. După 106 ani de ocupație țaristă, Basarabia a revenit în granițele ei firești, fiind prima provincie românească ce s-a unit cu România. În ședința sfatului țării de la Chișinău din 27 martie 1918 se proclama unirea Republicii Democratice Moldovenești cu România. Unirea a fost posibilă inclusiv în urma susținerii armatei române, care a pus capăt atacurilor banditești ale bandelor bolșevice din Basarabia în cadrul Revoluției din 1917.